un meci de campionat, în deplasare cu o echipă care totdeauna ne-a fost greu cu ei, am făcut meciuri grele. Trei puncte, ne gândim la ele, după ultima prestație care am avut-o. Sperăm să fim mult mai concreți și mult mai pragmatici, pentru că jucăm din 3 în 3 zile și trebuie să ne gândim foarte mult la rezultat. Să producem rezultat, să încercăm să după aceea să ne impunem și să vedem de jocul nostru. Trebuie să fim pragmatici, așa cum am zis din prima etapă. Nu e ușor să joci din 3 în 3 zile, să faci formațiile, dar sperăm să arătăm foarte bine și să facem un meci foarte bun. Jucătorii Gustavo și cu Marco sunt la Constanța, Basong și cu Kevin n-au venit nici ei, deci practic ceilalți suntem cu toți aici în cantonament și cu băieții cei tineri și cu ceilalți vom vedea ce formulă cu care vom începe, cu care vom termina. Deci mai avem o zi. Cred că mai am nevoie de o zi în care să mă decid, să văd cu ce echipă vom începe și cu care, pentru că perioada e un început de campionat unde e greu să... Jucătorii nu sunt toți la aceeași formă fizică și trebuie să gândim foarte bine lucrurile, pentru că ne interesează foarte tare să facem un rezultat foarte bun. Am greșit acasă, ultima etapă, o greșeală foarte mare, să pierzi acasă, dar așa e fotbalul. Bine că în cupe am făcut două rezultate foarte bune, am câștigat, ne-am calificat și acum trebuie să uităm și să ne gândim la campionat și să încercăm să câștigăm, pentru că avem nevoie de puncte. Cu toate că adversarul e foarte bun, e în deplasare, va fi foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Cam asta. E aceasta cea mai mare provocare, faptul că jucați din 3 în 3 zile și mulți dintre jucători nu sunt obișnuiți cu acest. Mulți dintre jucători. Clubul nu e un club european care a jucat an de an în Europa. Și asta, deci practic noi ne cunoaștem, ne știm, știm cine suntem, acesta e adevărul și nu e nicio problemă că nu suntem o echipă experimentată, așa cum am zis și la conferința din meciul din deplasare, dar încercăm să fim noi, să jucăm fotbalul nostru și să facem lucrurile cum trebuie. Provocarea e fiecare meci care îl jucăm, totdeauna spiritul trebuie să fie acela de a încerca să câștigi meciul, să încerci să-l faci cu, bineînțeles, și noi să fim inspirați în alcătuirea formulei care va fi și în tot ce plănuim, pentru că toți suntem oameni și toți, fiecare putem să fim mai puțin inspirați sau să nu avem o zi bună, dar important e să reacționăm așa cum am reacționat la Erevan, unde echipa a reacționat foarte bine și a arătat că avem valoare și că merităm tot ce s-a făcut anul trecut, a meritat. Spuneți că vă interesează puterea și în campionat și aveți un loc numeros, însă sunteți tentați să folosiți mai mulți jucători din echipa? Nu vorbesc de care o să vorbesc, decât că nu voi vedea, deci practic trebuie să fac analiză. Tot e condiționat de pregătirea fizică, care a fost diferită. Nu toți jucătorii sunt la aceeași, nu toți jucătorii au aceleași antrenamente, nu toți jucătorii au fost cu noi. Au fost grupuri și grupuri, unii au accidentat foarte mult din jucătorii. Am început campionatul cu echipa de bază care a fost în vacanță. Majoritatea erau, unii erau accidentați și alții a trebuit să meargă în vacanță pentru că au fost la loturile naționale. Deci, practic, noi nu ne-am întâlnit cu lucrul acesta. Am lucrat cu unii noi veniți, am lucrat cu tineri foarte mulți. Din toate trebuie să găsim formula ideală ca să producem rezultat. De aceea suntem cu toții aici și vom vedea. Da? Ușor nu e. Cât de departe este venirea lui Constantin Budescu acum în angenajul echipei? V-ați îndeplinit dorința după 12 ani? E un moment, am ales momentul, situația o știți toată lumea, nu cred că mai trebuie să vorbim despre
Budi ca jucător, ce calitate are, cum are. Important să-l aducem la nivelul care are ritm și a intensității unui joc să fie la nivelul cel mai bun, să exprime în condiții foarte bune. Ne trebuie răbdare. Nu, el dacă a venit acum, gata, s-a reglat lucrurile la afară, nu depinde de el. El trebuie să, în spatele lui, să aibă o echipă foarte bună care să joace, să aducă mingea și să-l pună în situații de joc foarte bune, care să-l avantajeze foarte mult, iar el să fie pregătit mental, fizic foarte bine, să arate bine, pentru că pretențiile au crescut la Constanța, exigențele sunt foarte mari în vestiarul la Constanța, unde vrem să câștigăm, vrem să fim, să încercăm să devenim cei mai buni, așa cum am făcut-o anul trecut, și să câștigăm tot timpul, să câștigăm. E un mediu bun. Sperăm să-l facem să se simtă bine cu noi și el să ne dea randament, pentru că și el poate să ne ajute foarte mult. Dar nu depinde de el totul. El joacă jocul de fotbal, e colectiv, trebuie să ai echipă foarte bună, să jucăm noi foarte bine și cu siguranță, dacă noi vom juca foarte bine și el îl vom pregăti așa cum trebuie, calitatea lui e extraordinară. Sperăm să-l ducem acolo unde ne dorim și unde visăm cu toții. El a declarat, după ce a rezignat cu Petrolul, că ar vrea să-și ia o vacanță, dar în decurs de doar câteva zile a și semnat contractul. În ziar a apărut multe că l-au ofertat toți. Noi am fost primii care l-am ofertat. Noi am fost primii care l-am ofertat. Așa că restul a fost... Dar când se duce la altul, e Budescu ăla cel mai bun. Când vine la noi, apar lucrurile negative. Când l-a semnat Faro, apar lucrurile numai negative. Deci asta e, dar din păcate așa e. Dar e un adevăr. Ați văzut că a rezidiat cu Petrolul? L-am sunat primul, deci așa că nu vă zic când. Dar am sunat primul. Dar cum credeți că o puteți baza pe el 100% din punct de vedere? Nu știu, eu nu pot să văd, să-l vedem cu noi. Deci, practic, nu e adevărat că va fi meciul cu Petrolul, va fi ca noi, nu e cu noi. I-am zis că nu e bine... A plecat de la echipa lui care o iubește, care a crescut acolo și nu, mai ales ceva cald la cald, să imediat să apară acolo. Deci el va apărea probabil de la meciul următoare încolo, în funcție de ce o să vedem și cum îl vom simți. Ce înseamnă pentru Faro să aibă doi jucători cu experiență și cu calități precum Alibec și Budescu în echipă? Puteți să-i păstrați și în acest sezon să fie amândoi puteri? Echipa Faro nu e doar Alibec și... Budescu. Cu ei împreună probabil o să fim mai puternici. Asta cred eu cu siguranță și am convingerea și cred în ce fac. După aceea echipa Faro are un portar foarte bun, are echipa campioană a României, are apărare, jucători în apărare foarte buni, jucători care calarie, care e greu să-l găsești. Când v-am spus, unii am văzut că au început să mă critique dacă am ajuns să vorbesc de un fundaș. Da, un fundaș care a marcat 4 goluri. În etapele astea. Și are vârstă. Ce contează ce vârstă are dacă el pentru noi e un jucător fundamental. De important, așa cum și ceilalți apărători și pe toți când a fost momentul, am vorbit despre ei. Avem fundași foarte buni, avem mijlocași cei mai buni din România, dintre cei mai buni din România, sau cred că l-avem pe mijlocașul cel mai bun din România și ăla se cheamă Băluță, în momentul de față cel mai în formă și anul trecut și momentul ăsta, pentru că a marcat foarte multe goluri. Pentru că joacă pe un post nou, dar știam că poate să o facă, pentru că e foarte creativ și lucrul ăsta a demonstrat la toate meciurile care a jucat și în Europa și în campionat că e cel mai bun. Așa că și în atac avem, am trecut, l-am avut pe Luis, a plecat Luis, acum ar trebui să aducem ceva și cu ceilalți băieți care sunt încercăm să fim competitivi, pentru că în fiecare compartiment trebuie să fii competitiv. Faro a fost cea mai bună pentru că în fiecare compartiment a avut cei mai buni jucători din România. Altfel nu putea să câștige campionatul. Antrenorul face tactica. Dacă nu ai jucători care să-ți facă diferența în teren, n-ai cum să-ți atingi idealurile care le ai. Așa că eu mi le-am atins. Obiectivul care l-am avut, obiectivul vestiarului care l-am avut, acela de a încerca să fim cei mai buni, așa că am numai cu jucători foarte buni. Acum, ce va fi anul ăsta, e un alt drum, o altă călătorie care a început, suntem la început de drum și vom vedea ce va fi pe drum. Trebuie să fim atenți, să fim motivați, să fim conectați și să muncim foarte bine, așa cum am făcut-o anul trecut.
Și eu am încredere că vom face o treabă foarte bună iar. Spuneți că imediat ce l-ați luat pe Rudescu, acolo au apărut așa lucrurile negative despre el. Se vorbește despre faptul că e un jucător mofturos. Puteți să Eu știu că presa a zis că e cel mai bun din România, că un jucător extraordinar, că un jucător și noi vrem să-l aducem acolo. După aceea restul pentru mine nu mai contează. E o situație de moment. În viață sunt situații și situații, momente și momente, oportunități și oportunități. El e clar că nu e într-o formă foarte bună, cum își dorește, dar ăsta e meritul, trebuie să vedem, de aceea. Noi am optat, am luat decizia pentru că credem că am luat un decar care complet și acum încercăm să-l facem să fie, să se exprime la nivelul cel mai bun al lui, varianta cea mai bună. Dar l-a simțit că e motivat el să facă acest lucru, să facă aceste eforturi? Da. Mai pregătiți un transfer? Poftiți? Mai pregătiți un transfer? Ați adus foarte mult jucător, l-ați prins pe Budescu, mai vine și un jucător brazilian. Da. Mai vreți să mai aduceți? În cazul în care vă calificați în grup pe competiție? Perioada de transferuri se termină în septembrie. Pot pleca și pot veni jucători, așa că perioada e deschisă încă. Cât e deschis, orice se poate întâmpla. Aveți momentul... Există o ofertă de la Rapid pentru Boluța? Altă întrebare. Ce v-a convins la acest de Gustavo Nașină? Nu că aș fi, dar nu... Scuzați-mă, eu îmi joc meciuri și dumneavoastră îmi spuneți de transferuri, doar așa de vorbe. Nu, vă rog frumos, adică avem meciuri, dacă ele se vor fi, se va întâmpla. Sunt jucători care probabil sunt curtați, dar avem meciurile și mă conectez la meciuri, nu la ce cine va pleca, o să auziți la momentul care va fi. Ce v-a convins să-l aduceți pe Gustavo Nașină, de un jucător care n-a mai evoluat de foarte mult timp și dacă a existat o recomandare de la Rivaldo, Rivaldo, ținând cont că sunt și Lude? Da. E un jucător care îl cunoaștem de aproximativ un an și ceva, ni s-a tot propus, un jucător care are apucături sau e un decar, e un atacant și el nu cred că e un mijlocaș care să ne ajute pe ambele faze, e un jucător creativ, un jucător care are un fotbal bun, bineînțeles că nu sunt eu cel care când semnez jucătorii toți mi-au ieșit, am luat opțiunea să decizia să-l luăm, pentru că cred eu că avem nevoie de tipul ăsta de jucător. E un stângaci, ambele picioare, dar mai mult stângaci, care cât de cât a jucat în Liga 2 în Portugalia. Bineînțeles că s-a dus și în partea cealaltă, unde și mulți jucători români pleacă acolo. Așa că nu știu de ce vă mirați așa de tare, pentru că au bani mulți. Dacă au bani, se duc și ei pe unde... Sunt, așa că a jucat în Liga 2 în Portugalia, a venit mulți jucători de acolo, am luat și noi un jucător care credem că va fi bun. Dar vom vedea pe teren, acum una e ce am văzut, după aia vom vedea pe teren, dacă va merita, va juca, dacă nu. A fost amânat meciul de etapa 5 pentru echipele calificate turul al treilea, vedeam cât de greu se întâmplă lucrul acesta în anii trecuți, cât de important e aspectul acesta. Acum trebuie să jucați acea etapă. Nu e sectorul meu, eu doar am fost întrebat, mi-am dat acceptul. Conducerea a făcut lucrul ăsta, e partea lor în care trebuie să gândească la lucrul ăsta, e foarte bine, e clar că am început de vreme toate lucrurile și pregătirea și campionatul, sunt lucruri care se întâmplă, naționala joacă, naționala României, naționalele joacă în luna iunie pe 15, când noi terminăm campionatul pe 27, două săptămâni de vacanță și după aia ele joacă, noi începem pregătirea și naționala joacă și jucătorii de la națională trebuie să-i lăsăm să fie liberi, începem campionatul de vreme, lucrurile care așa s-a schimbat fotbalul. Din păcate, pentru noi România, negativ, foarte negativ, lucruri negative. Că mai amânăm cât un meci ca să jucăm, păi la bugetele care le avem, trebuie să ținem de orice. Atunci, cred că acesta e factorul cel mai important. Dacă aveam și noi bugete foarte mari, dacă aveam un fotbal dezvoltat mare, nu mai era nevoie să amână meciul, pentru că aveai jucători competitivi
20 de jucători competitivi cu salarii foarte mari, care să poată să joace pe fiecare și pe o parte și pe alaltă, și în Europa și la noi în țară. Așa că cred eu că totul e datorită sărăciei care este în România. Cât de mult a contat pentru moralul și încrederea echipei această calificare? Poate fi un nou start al sezonului? Orice victorie aduce încredere, orice victorie e pentru noi, mai ales care e o calificare pentru Farul, un lucru important în Europa. E prima oară când s-a calificat, a trecut un tur. Deci sunt lucruri importante. Cum am zis, noi nu suntem un club cu o tradiție de a fi campion foarte mare, dar un club care are ambiții, care vrea să devină, care am trecut a demonstrat că e cel mai bun club, care din toate punctele de vedere, pentru că am câștigat campionatul. Jucătorii au făcut un campionat fantastic și Farul vrea să crească, vrea să fie mai bună, așa că orice lucru facem e bine pentru noi. Performanță, orice victorie ne aduce încredere și moral și, bineînțeles, că întărește și grupul și toate. Cât de mult ar ajuta o eventuală accedere în grupele Conference League la statutul Farului, la viitorul clubului, apropo și de buget? Păi nu-i problema în România numai de noi, de toată lumea. Sunt două, trei echipe care cred că stau pe acolo și văd că din când în când și acele echipe, zic patronii că renunță, că se lasă, că nu mai pot. Așa că eu zic că trebuie să ne gândim care e problema acută a fotbalului românesc. Care este, cu adevărat. Ca să găsim soluția, că altfel... Da, sunt lucruri bune, se fac, mergem, participăm, ne ducem, dar e greu să... Și am văzut că s-a zis că echipa cu care am jucat noi era echipă de Liga 2, Liga 3. Rușine să le fie. E campioana Armeniei. Anul trecut Armenia a scos CFR-ul. O echipă care e după ea. România a luat bătaie ultima oară cu acolo, pentru că s-a dus. Nu că erau mai buni ca noi sau nu. Asta da, asta poți să zici dacă ești mai bun. Dar ca să faci o asemenea comparație, deja v-ați dus în ridicol, cei care ați făcut lucrul ăsta. Pentru că o echipă care are jucători talentați, o echipă care știe să paseze, orice campioană din orice țară știe să paseze, orice țară din Europa s-a dezvoltat, numai noi am regresat. E un păcat, e un adevăr, nu e un păcat, e un adevăr, dar cineva trebuie să-l zic. Toți au progresat, noi românii am regresat. Pentru că orice țară de care vorbiți din Europa, din nu mai înțeleg de unde, au progresat cu toți. Inclusiv Faroe. Au progresat. Noi de ce am regresat? Găsiți răspunsul, dați-l voi, că eu nu mă pricep. Găsiți-l voi, toți cei care sunteți, media, în primul rând, și toți cei care e problema. Și o să vedeți că e una singură. Banii. Bugetele. Conducătorii. Toți care conduc, fotbalunești, care sunt conducători, pentru că nu mi-a plăcut niciodată partea aceasta de interese și de bani. Banii. Conducătorii să producă bugete, cei care conduc fotbalul și toată lumea și cei care vor destinul fotbalului și sportului în România să aducă bani, finanțare, legi, ca lumea care să fac altfel, scuzați-mă, am jucat la 1200 de metri altitudine, 1200 diferența, care e groasă, nu e ușor să te duci acolo pe căldurile acelea și să joci la 1200 de metri și imediat să faci cu un antrenament. Da, echipa arăta că are talent, a revenit și în fotbal iară le mai zic un lucru lor. Domnilor, nu contează cum începi, contează cum termini. Fotbalul are 90 de minute. Nu contează, poți să începi prost. Eu pot să iau decizii proaste cum am luat pe sistem, pe tactică. Sau am revenit, am citit situația, am reacționat, am făcut ce trebuie, jucătorii au excelat, sunt jucătorii noștri, oricine, portarul, vârful sau fundași, au excelat. Și am câștigat ambele meciuri. Ambele meciuri.
și a marcat 6 goluri. Cu o echipă așa de tânără europeană, care far, scuzați-mă, n-are experiență europeană. Foarte mică, poate zero. Și noi suntem, și de ce nu recunoașteți lucrul ăsta sau să ne fie teamă să-l spunem? Orice facem e bine pentru noi. Dar vedeți că din meciurile care le-am jucat, doar unul am pierdut. Restul le-am câștigat. Așa că depinde cum o iei și cum o pui. Dar mă simt și obligat să spun, pentru că băieții chiar au muncit foarte bine. Spuneam de anumiți patroni care sunt tentați așa câteodată să renunțe. Dumneavoastră ați fost odată tentați să renunțați, pentru că tot timpul trebuie să produceți buget și e destul de greu. E bine, foarte bună întrebare. Am exprimat întotdeauna că lucrul cel mai mult îmi place să partea tehnică. Deci eu nu mă simt patron. Eu doar am investit la Farul, că așa am adus drumul. Dar eu n-am de-a face, nu mi-am dorit să fiu președinte, nu vreau să fiu patron, nu doresc, nu mi-am dorit niciodată lucrul ăsta, dar s-a întâmplat. Eu mi-am dorit în viață să fiu un lucru. Am iubit ca jucător să joc fotbal, ca antrenor să antrenez. Ăsta sunt eu. Deci eu vreau să muncesc, să nu uitați că eu muncesc de 14 ani cu 500 de euro. Salariu. Deci, de 14 ani. Fac muncă și muncesc. Eu chiar am muncit și chiar am produs în acești 14 ani. Multe. Gratis. Mi-am luat acțiuni doar dacă mi-am ieșit vreodată, clubul a ieșit pe profit. Și greu să ias. Chiar dacă am avut perioade bune. Banii noștri sunt limitați. Clubul nostru, când a ieșit cel mai bun, echipa mare, s-a depășit, a făcut ceva incredibil, pentru că la Academie, cu care ne mândrim și care cred că o avem cea mai bună din țară, acolo am fost, avem 27 de titluri în, deci scuzați-mă, chiar că acolo suntem, cu aia ne mândrim, pentru că am investit cei mai mulți bani, iar buget cel mai mare. În România, în ultimii 14 ani, noi l-am avut. De aceea am fost în cei mai buni. Deci trebuie bani. Altfel, orice vis al tău, orice proiecție care o ai, viziune, cade, dacă n-ai bani. Iar noi, încă o dată vă atrag de Farul, prin subsemnatul care aprobă că sunt și acționar pe acolo, lucrează cu deficit în fiecare an de buget, în care trebuie să producem. Dar am produs și eu pe acolo. Am mers, am produs. Pentru că 6 ani la federație suntem cam cei mai buni. Stăm cel mai bine. Pentru că clubul nu are datorii la nimeni. Clubul nu e dator la subsemnatul. Subsemnatul are acțiuni. Eu am investit în Farul pentru că cred în Farul. Cred în Farul. De aceea am investit în Farul. Eu sunt investitor atât. Un acționar, nu investitor, scuzați. Și cu asta rămân. Am acțiuni. Dacă lucrurile merg bine, bine. Dacă nu, i-am investit. Eu cred în Farul. Că va fi mare. Va deveni mare. Poate să crească, să devină. Deja am accelerat procesul nostru cu 2 ani mai devreme. Adică în primii 2 ani. Proiectele mele sunt pe 5 ani, 10 ani. Și în al doilea an am ieșit campion. Nu că am ieșit campion. I-am distrus pe toți. I-am rupt anul trecut. Cum am jucat. Care nimeni nu ne dădea nimica. Am făcut ceva fantastic. Cu băieții. Noi am planificat-o. Am fost inspirați. Am făcut. Vedem acum. Poate o să fim mai puțin. Poate nu o să lucrăm așa de bine. Dacă nu o să lucrez așa de bine, nu o să stau pe scaunul ăsta. Chiar dacă sunt patron sau acționar. Nu. Nu credeți că... Atât de încât cred că pot să fac treabă. Dacă nu... las locul altul, nicio problemă. Pentru că toți, cu toții putem fi înlocuiți. Nu există eternul. Noi venim și plecăm. Există ziua în care pleci. Există ziua în care pleci, să nu uitați asta. Tot ce faci, să rămână ceva, să faci ceva foarte, foarte bun. Să rămână. Ăsta e țelul meu. Să construiești ceva foarte, foarte bun în mediul în care stau eu și unde sunt eu. Adică să aduc prosperitate. Să aduc performanțe, să aduc lucruri și muncă multă, că eu sunt făcut din muncă. De aceea, și cu asta îmi termin,
Nu-mi place să-mi spuneți rege, pentru că regii au cravată, au costum, au papioane. Eu nu am, nu m-ați văzut pe mine. Eu sunt pe teren, în training, așa că eu sunt la partea tehnică. N-am treabă cu partea cealaltă. Partea cealaltă de conducător și tot ce e, nu e a mea. Din păcate, trebuie să am grijă de ea și am făcut-o și cred că am făcut-o destul de bine, să nu spun foarte bine, pentru că noi suntem clubul din România care în momentul de față, în ultimii 6 ani, nu am adus niciun leu de acasă și a ieșit pe profit. Adică un euro poate, dar e pe... Așa că e un club care e stabil, care arăta bine. Ce-o fi de acum încolo? Vom vedea, nu știu. Niciodată nu poți să știi ce-i mâine, ce-i poimine, ce va fi. Depinde și el de tot ce se întâmplă în fotbal românesc. Pentru că noi suntem degetul mic, o parte care reprezentăm și muncim pentru România. O zonă importantă care muncește să producă jucători pentru România. Pentru că asta, sau performanțe, sau cu, bineînțeles, cu obiectivele noastre de lupta noastră care o avem.